Municipiul nostru, Oltenița, nu are doar o legătură spirituală cu ziua de 23 aprilie, cu data de 23 aprilie, atunci când noi creștinii ortodoxi sărbătorim, îl cinstim și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Oltenița are legături mult mai ample cu această dată, despre asta vrem să vorbim astăzi cu domnul profesor de istorie Nicolae Mavrodin și aș dori să începem cronologic și să vedem despre ce este vorba în această istorie a noastră. Da, bine că mi-ați spus această întrebare, pentru că sunt într-adevăr niște enigme referitor la Oltenița, la întemeierea acestei localități situată la marginea acestui teritoriu românesc, care desparte prin fluviul Dunărea teritoriul balcanic de cel nord-dunărean. Într-adevăr, Oltenița este cunoscută încă din antichitate. Aici a fost vechea cetate Constanțiola, pe fundalul căreia s-a întemeiat mult mai târziu localitatea care la început era un sat, satul Oltenița. Prima atestare documentară este din 1515, din 13 aprilie, când într-un hrisov al lui Neagoe Basarab este pomenită localitatea Oltenița. Cu ce prilej Neagoe Basarab a emis acest hrisov? Se pare că domnitorul avea aici niște moși, avea suprafețe de teren arabil pe care le administrau câțiva dintre oamenii săi de încredere. Deci este pomenită localitatea Oltenița, care era atunci un sat. Bineînțeles că nu Oltenița orașul, municipiu de astăzi, ci Oltenița veche, Oltenița sat, care este prima atestată documentar în aceste documente. Mai mult decât atâta, aș putea să informez ascultătorii Olteniței, ai postului oltenițeanu.ro, că într-adevăr sunt și documente mai vechi care vorbesc despre Oltenița. Iată, într-o incursiune a lui Valéran de Vauvrin, care era duce al Burgundiei, când în 1455 acesta a cucerit cetatea Turcan, care înseamnă Tutracanul de astăzi, se pare că a poposit peste Dunăre într-un sat. Se pare că era satul Oltenița. Iată, deci, o atestare documentară mai veche cu aproape 60 de ani. Deci, Oltenița are peste 500 de ani vechime. Este un lucru deosebit, care până acum nu prea a fost amintit. Noi am sărbat în fiecare an 23 aprilie 1853, data când, grație principelui Alexandru Dimitrie Ghica, care în acel moment nu mai era în scaunul domnesc, dar avea funcții importante boierești, a donat localității Oltenița o suprafață de teren pentru a-și extinde teritoriul și a se transforma în oraș. Deci 160 de ani de atestare a orașului, dar peste 498 de ani de atestare documentară a Olteniței. Așadar, cele două date sunt importante? Da, sunt foarte importante pentru că se ia de bază data când localitatea a fost pentru prima dată amintită în documentele vremii. Este un hrisov important, mai ales că nu e dat nici de un boier, nici de un, știu eu, slujitor domnesc, ci chiar de domnul țării românești, Neagoe Basarab, unul dintre cei mai culți și cei mai abili domnitori pe care a avut țara românească. Oltenița are două date de aniversare? Da, are două date de aniversare și e bine să fie așa. Adică aniversăm data întemeierii sale, acum 498 de ani, și data când Oltenița a devenit oraș. În anul 1853, la 23 aprilie, într-adevăr, cum ați amintit dumneavoastră, de ziua sfântă a lui Gheorghe, cel care s-a luptat cu balaurul și a devenit într-adevăr un sfânt luptător. Este de fapt patronul municipiului nostru. Da, este adevărat, mai ales că avem și o biserică în Oltenița cu hramul Sfântului Gheorghe, cea de lemn din apropierea spitalului municipiului Oltenița. Aș putea să mai precizez pentru ascultătorii noștri că Oltenița, în decursul secolelor, a avut foarte multă ascensiune din punct de vedere economic. Se știe că aici era o schelă în care erau comercializate câteva bunuri ale subsolului nostru. Este vorba de sarea care era vămuită la Oltenița și mergea într-adevăr pe Dunăre către anumite destinații, fie către zona balcanică, fie către zona central-europeană.
Dar aici, într-adevăr, erau și foarte multe evenimente din punct de vedere comercial. Hamalii din Portul Oltenița erau foarte cunoscuți în acea perioadă, mai ales că și cel care a trăit pe meleagurile noastre la mănăstirea, Alexandru Sahia, în revoltă din port, vorbește tocmai despre evenimentele din Portul Oltenița, de la începutul veacului al 20-lea. Și pentru că totuși 23 aprilie este data pe care, sau ziua pe care noi am aniversat-o de ani de zile și considerăm că este ziua municipiului nostru, această zi, 23 aprilie, aș vrea să vorbim mai mult despre ce s-a întâmplat atunci, chiar și în legătură cu domnitorul Alexandru Gheca, cel care am proprietarit, pentru că de fapt atunci Oltenița a devenit un întreg. Eu consider că este mult mai importantă această dată. Da, într-adevăr, pentru că una e să fii un sat, o comună, și alta e să fii un oraș care cu timpul s-a dezvoltat din punct de vedere industrial și a devenit municipiu. Așa este. Ziua de 23 aprilie 1853 este foarte importantă pentru orașul și municipiul nostru, pentru că atunci, într-adevăr, s-au contopit cele două localități, Oltenița Veche, care avea o organizare și o primărie proprie, cu Oltenița, care era nouă localitate și care, până la urmă, a fuzionat cu Oltenița Veche, care a devenit, de fapt, o anexă a orașului Oltenița. Despre Alexandru Dimitrie Ghica, într-adevăr, a fost unul dintre principii luminați din prima jumătate a secolului al XIX-lea. El a domnit între 1834 și 1842, deci vreme de 8 ani. A fost îndepărtat de la conducere de o mișcare a lui Ion Câmpineanu, Partida Națională, care vedea în principe un pericol pentru unele posesiuni boierești. A fost, de fapt, un complot împotriva sa și el a trebuit să-și dea demisia. Este prima demisie importantă din funcția de domn al țării românești. În locul său a venit Gheorghe Bibescu, care va fi înlăturat de Revoluția de la 1848. Ce se știe despre Alexandru Dimitrie Ghica? Nu numai că a fost nașul viitorului oraș Oltenița, dar el este unul dintre domnii care au făcut reforme deosebite. În primul rând, datorită lui, au fost create câteva orașe, Alexandria, de exemplu, care îi poartă numele. De asemenea, el a acordat statut de Porto Franco celor două orașe dunărene, Brăila și Galați, adică scutire de vămi a mărfurilor care erau descărcate în aceste orașe dunărene. De asemenea, el a eliberat pe toți acei clăcași de pe moșiile statului. Deci, practic, niște reforme deosebite a făcut acest Alexandru Dimitrie Ghica. A rămas unul dintre principii luminați, să nu-l numesc despot luminat, cum a fost numit, știu eu, Frederic al II-lea al Prusiei sau Iosif al II-lea împăratul Austriei, ci să-l numesc un domn luminat care a fost deschis la reforme în toate domeniile vieții. Deci este o personalitate care este legată strâns de Oltenița. Aici a avut și el sfoară de moșie și iată că a donat din proprie inițiativă o suprafață pentru ca Oltenița să devină oraș. Deci este un lucru deosebit. Primăvara, luna aprilie, este benefică municipiului nostru și tuturor oltenițenilor, așa că să le spunem la mulți ani. Da, și eu spun la mulți ani tuturor celor care au sărbat ieri ziua Sfântului Gheorghe, că sunt gherghine, sunt georgete, știu eu, George, Gheorghe și așa mai departe. De fapt, Gheorghe este un nume frumos, un nume sfânt. De fapt, din greacă, Gheorghos înseamnă agricultor, adică om care se ocupă cu agricultura, țăran. Și ce este mai frumos să fii agricultor și să, într-adevăr, pregătești pâinea acea de toate zilele pentru populație? Este și începutul anului agricol acum, nu? Da, bineînțeles, începutul anului agricol și este luna aceasta, prierul, aprilie, este cea care pregătește viitoarea recoltă a anului în curs.